greșeli gramaticale și ne întărim forțele interioare. Bună ziua, bun găsit astăzi în emisiunea În limba noastră, singura emisiune radiofonică dedicată copiilor români născuți în Italia și realizată împreună cu aceștia. Eu, Luiza, coordonator al atelierului de limba română și comunicare din cadrul școlii Grupul Vatra din Torino, astăzi mă aflu în compania elevilor din grupa mică, și anume Luca, Arianna, Alexandru, Ștefan sunt în compania mea. Bine ați venit! Copiii, salută! Haideți să salutăm publicul! Bine v-am găsit și publicul, pentru public... Un gând frumos! Bună ziua! Bună ziua! Bună, pentru cei care ne urmăresc, da? Bună noapte! Nu, noapte bună nu le spunem de pe acum. Haideți să facem împreună întâi... Bună ziua! Arianna, te las și pe tine să saluți! Bună ziua! Bună ziua, Arianna! Bună ziua! Ștefan, bună dimineața, mai târziu. Când are el chef, el este doar, astăzi ne ține companie, ne susține, mai bine zis, dar să știți că vorbește foarte mult de altfel atunci când prinde el forțe interioare. Trebuie noi să ne străduim să îi dăm această energie frumoasă. În atelier, de obicei, Ștefan este chiar vorbăreț. Bun, copii! Haideți să ne amintim, apropo de atelierul de limba română și comunicare, ultimul pe care noi l-am făcut împreună înainte de această emisiune. Ce am făcut noi ultima dată împreună? Cu ce ați rămas voi din ultimul atelier? Ce vă amintiți? Cu o poezie și... O poezie am făcut, care se numește... Cum se numește, Ștefan, poezia noastră? Haideți să ne amintim totuși și să vorbim în limba română, că eu știu că tu vorbești și română, pentru că suntem în cadrul emisiunii În limba noastră, la rubrica În limba noastră. Ștefan, dar de greierele și furnica, ți-amintești? Nu prea mult. Asta este, o să încercăm împreună să spunem poezioara aceasta, ca să-și aduc aminte și Ștefănuț. Ce ți-amintești din ultimul atelier, Alexandru? Fructe și legume. Că am vorbit despre fructe și legume, am făcut și niște ghicitori în legătură cu acestea, ghicitori simpatice, voi v-ați distrat, mi-aduc aminte foarte, foarte mult. Apropo de fructele toamnei, cine știe să-mi enumere câteva dintre fructele toamnei? Care sunt fructele toamnei? Nuci, mere, pere, struguri. Struguri. Care este, Luca, fructul tău preferat? Mere. Mere, fructul preferat, desigur, din acest sezon. Arianna, care este fructul tău preferat? Gutuia. Gutuia! Adinaur ne-a spus, înainte să dăm rec aceste emisiuni, ne-a spus că prunele sunt. Este adevărat? Îți plac și prunele și gutuile sau mai mult gutuia? Te-ai răzgândit după aceea. Mai mult prunele. Mai mult prunele! Foarte frumos! Mie îmi place că ați adăugat un fruct nou despre care noi am vorbit. Într-adevăr, v-am pus și un cântecel acolo ca să vă rămână în memorie și mai bine acest termen. Bun, dincolo de fructele toamnei, spuneam că noi în ultimul atelier am pregătit și o poezioară pe care elevii din atelierul nostru vor încerca să o recite pe roluri. Și va începe povestitorul. Alexandru, poți începe. Greierele și furnica, de Jean de la Fontaine. Petrecuse cu chitara toată vara, însă iată că într-o zi, când vifornița porni, greierele se trezi. Fără muscă, fără râmă, fără umbră de fărâmă. Ce să facă? Hai să ceară la furnică până la vară. Niscai boabe de secară. Pe cuvânt de Ligioană, voi plăti cinstit cu coană, cu dobăzi, cu tot ce vrei. Dar furnică harnică... Ar un ponos al ei, nu-i din fire darnică, și răspunde că am răstit. Astă vară, ce ai pățit? Dacă nu ai cubănat, zi și noapte am cântat pentru mine, pentru voi. Pentru voi! Joacă astăzi dacă poți! Așa a răspuns ea, furnica, din poezioara noastră. Iar acum eu aș vrea să vă spun și morala acestei povești. Oamenii care nu-și planifică viața,
căci o văd doar ca pe o distracție, cum este greierașul nostru, ca pe o desfătare, fără a se pregăti pentru vremurile mai aspre ce îi pot aștepta. Nu este obligatoriu să vină vremuri mai grele, dar pot veni, așa că noi trebuie să fim precauți și să muncim pentru a ne asigura existența, pățesc precum greierele. Unii muncesc din greu pentru a-și asigura existența, cum este cazul furnicilor, alții trândăvesc precum greierele nostru și trăiesc de azi pe mâine fără a pune ceva deoparte, spune Luca. Dar până la urmă este o poveste sau o poezie? Pentru că... O poezie care are un mesaj, care are o poveste. Și poeziile pot fi scrise, compuse în baza unei povești, adică unei întâmplări în acest caz, da? Foarte bună întrebare, în orice caz. A, de ce jumătate poveste și jumătate poezie? Pentru că mă miram că la final ziceai cum se termină povestea aceasta și ziceai că e o poezie la început. Este o întâmplare, o întâmplare. Poveste cu sens de întâmplare în... pe marginea căreia s-a născut o poezie. Și din această poezie noi înțelegem că este bine să fii harnic? Sigur că da. Să fii mereu pregătit pentru orice și pentru da. Bine și pentru mai puțin bine? Da. Nu ca un leneș să aștepți de la alții, să ai provizii, să gândești, să fii vrednic. Dacă furnica nu exista, greierele nostru murea de foame. Dacă nu era greierele, toate furnicuțele ce-ar fi făcut? Ar mai fi dansat ele? N-ar mai fi dansat. E, făcea și el greierele nostru ceva frumos. Dar cine este harnic în povestea noastră, copii? În această... Furnica. Furnica. Ce ar fi trebuit greierele să facă după părerea voastră? Puțin mai harnic decât... Puțin mai harnic, măcar puțin. Ariana, tu ce părere ai? Ce ar fi trebuit să facă greierele? Ar trebui să cânte noaptea. Să cânte noaptea și să muncească ziua, e drept? Da. Așa m-am gândit și eu. Aceasta este soluția, să le îmbine pe ambele. Deci nu sunteți de acord să renunțe de tot la cântat. Le poate îmbina, poate fi ceva mai, spuneai tu, să-și organizeze mai bine programul. Ce i-ați spune greierașului nostru dacă ar fi acum aici pe această masă? Ce i-ați spune? I-ați spune ce vrea de mâncare și să-i dau mâncare, pâine sau iarbă. Tu i-ai dat mâncare, dar nu l-ai trimite și să muncească puțin așa pe greierașul nostru? Doar o zi. O zi și după aia o mai vedea cum o mai trăi. Bun, Ariana, ce îi spune greierașului dacă l-ai vedea pe masă acum? Să-i dăm fructe și să-l trimitem acasă. Și l-am trimit acasă să se mai gândească bine la ceea ce a făcut. Ce îi spune tu, Alexandru? Să muncească mai mult și noaptea dacă vrea să cânte. Și dacă vrea noaptea să cânte. E nevoie și de artă, bineînțeles, dar se pot îmbina toate. Dar cine a scris poezioara noastră? De Jean de la Fontaine. Bravo, Alexandru! Bine, copii, să fie o toamnă frumoasă pentru toată lumea. Până la următorul atelier, eu vă doresc spor, inspirație românească și concentrare în toate. Această emisiune este realizată, după cum ați putut vedea, de elevii din Atelierul de Limba Română și Comunicare din cadrul Asociației Primo Paso din Torino, în parteneriat cu revista Inspirație Românească și împreună cu Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Emisiunea noastră are ca obiectiv educația în limba română, în limba noastră. La bună revedere, la revedere în limba noastră! La revedere! La revedere. Pe data viitoare! Pe data viitoare!